De mult nu am stat ataclale cu ea și am zis că astăzi este timpul potrivit. De fapt, nu, pardon, anotimpul potrivit. Vine în această după-amiază alături de noi să ne povestească ce mai face Tatiana Hegea și să ne cânte anotimpul iubirii. Salutare, dragă! Bună, iubita mea! Te salut cu mare drag! Doamne, tu mă, nu-mi vine a crede. Toată lumea care vine azi la emisiune zic, mamă, jumătate de an. Exact, eu sunt toată uimire, sincer, mi-e dor de oameni și chiar când se întâmplă lucrurile astea, parcă am un soi de, nu știu, adrenalină. Da, mă bucur, sunt conștientă că e o mare binecuvântare să fim alături, să ne vedem și să revenim pe poziția noastră, acolo unde ne simțim noi cel mai bine. Da, printre oameni și lângă oameni, știi? Pentru că cumva acum e mai liber și pentru voi artiștii s-au început un pic evenimentele. Weekendul ăsta a fost plin pentru tine. Dumnezeule, nu vrei să știi. Nu vrei să știi cum am făcut față la 4 evenimente consecutive. 4. Dar în același timp mi-era frică pentru că tempoul s-a schimbat un pic și noi am devenit mai casnice, mai cu un regim sănătos. Dar mă bucur că am făcut față. Probabil oamenii m-au încărcat, sunt sigur, grație lor am făcut față și eram atât de fericită, draga mea. Nu-ți imaginezi, eu... Doamne, eu încă o dată am înțeles că atât de dragi îmi sunt oamenii și atât de mult mă încarc printre oameni și lângă oameni, încât îi zic Domnului mulțumesc pentru așa un har de a putea să fac ceea ce fac și de a fi lângă oameni. Și să iubesc, pentru că e o calitate și e o învățătură să te înveți să iubești oamenii, știi? Și eu iubesc tot sufletul și sunt fericită că suntem în punctul ăsta și tot ce este mai complicat și tot ceea ce pare real rămâne în urmă, știi? Parcă... Sincer, acum mă uit în urmă și parcă n-a fost asta, știi cum? E conștient că a fost și a fost foarte complicat, dar mă bucur că cumva rămâne deja în urmă. De fapt, eu sunt sigură că cel mai mult s-au bucurat copiii de prezența noastră mai mult timp în viața lor. Categoric, da. Acum e foarte complicat, să știi, când, dacă până acum erau obișnuiți cu regimul meu vânturatic, du-te, vino, acum sunt foarte emotiv la acest moment când plec. Un milion de întrebări, unde pleci, de ce pleci, dar trebuie când să... Când vin, exact, când vin, dar eu o să dorm când o să vin tu, zic, o să încerc să... Știi, mai e un moment, că acum evenimentele se fac ziua în mare parte, e un bun avantaj, dar oricum, până vii, până ajungi, dacă mai ești în alt oraș, copiii oricum dorm, știi? Și e foarte emoționant. Astfel, după 4 evenimente am ajuns acasă și ei dormeau, eu am intrat în casă, prin întuneric am pus telefonul cu lumina aia slabă ca să nu deranjez. M-am uitat la ei, mi-am umplut inima de dragoste, de împlinire și am spus încă o dată, Doamne, îți mulțumesc, sunt fericită și cred că asta e cea mai mare avere pe care o poate avea o femeie, un om pe pământ. Așa, am văzut poze, că ai reușit în această perioadă să faci sesiuni foto împreună cu familia. De fapt, sunteți și imaginea unui brand din da, țară. Să știi că am fost foarte onorat și fericit să reprezentăm un brand autohton, pentru că eu țin foarte mult la cei care creează și nasc ceva bun acasă și de aia nici n-am ezitat, am spus cu siguranță încurajăm brandurile autohtone, mai ales că era vorba despre o familie și noi cumva suntem în acest context foarte natural. Ei asta și-au dorit, să fie o familie naturală, o familie armonioasă care chiar așa precum noi și precum mulți oameni tind să fie fericiți și să trăiască clipa aici și acum. A fost o experiență frumoasă, am fost chiar cu o echipă frumoasă, cu regizor în care s-au dat indicații și copiii au fost foarte profesioniști, dacă sinceră să fiu, eram... Ei n-au cu semăna. Dar să știi că eu sunt așa, eu controlez procesul, dar acolo m-am bucurat că s-a ocupat totul regizorul și eu doar mă minunam și zic, e timpul să mă dau la o parte. Așa, de fapt, tu ești regizor acasă atunci când regina Raluca recită vreo poezie. Cine o filmează? Cine spune la final, bravo! Cine spune la final aplauze? Da, dar să știi că acum a fost și ziua copiilor, recent suntem încă în luna copiilor, zic mereu că luna iunie este luna copiilor, este prima luna verii și cumva suntem și noi pe această undă a copilăriei. Cu adevărat, la grădiniță, doamnele educătoare au dat o poezie foarte specială. Eu am spus că e foarte originală și de-aia a fost sarcina să învățăm acasă cu părinții. Ei, Tatiana a spus, mulțumim, doamnele educătoare, mă ocup de asta cu mare plăcere. Și să știi că a fost prima dată când Raluca a fost ea inițiatoarea, nu eu, știi? Aha. Până acum, cumva, da, cum spui tu, hai Raluca, hai așa, hai un pic, hai mami că nu mai pot, că nu mai vreau, ca orice copil. Dar acum
am simțit că a crescut, știi? Că s-a maturizat. Ea a spus, vai mami, hai încă o dată acum fără ajutorul tău, da? Mă lași singură? Făcea o mică greșeală iarăși, vreau încă o dată să mă lași, să repet. Eu cumva am rămas în premieră absolut flatată de, nu știu, îndrăzneala ei, de insistența ei de a fi perfectă, știi? Și da, eu cred că este frumos ce s-a întâmplat și am postat o felicitare pentru toată lumea. Tu ai postat și eu zic să vedem și noi cum poate o să aleagă calea actoriei, de ce nu? Da. Haideți să vedem cum a recitat poezia dedicată Zilei Copiilor fiica Tatianei Hegea. E 1 iulie, copii, ziua noastră, zi cu soare, pentru toți copiii lumii. Azi e zi de sărbătoare, nu contează cum e pielea sau în ce limbă vorbim, veniți toți de pe planetă, astăzi să sărbătorim! La mulți ani, copii! Să vă crească sănătoși copiii, pentru că de fapt asta este cea mai mare realizare. Cel mai important, copilul să fie sănătos, după aia noi avem careva mentre, știi, eu zic așa, că vrem așa, că ne-am dorit așa, dar e important să fie sănătos copilul și cel mai mare dar de la Dumnezeu să fie un copil sănătos, cu adevărat. Îți mulțumesc. Tu tot ești sănătoasă, pentru că faci spor, dragă. Te ții sau așa? Măi, să nu cred în lumea acum că sunt o înrăită a sportului. Îmi place să fac sport. Adevărul e, să fiu sincer acum cu cei care fac sport, cunosc că intrând în sala de sport ești foarte dependentă, capezi dependență. După care dacă faci greșeala fatală să nu mergi o săptămână, două, e greu să revii. Ei, am avut și eu așa perioadă în această perioadă. Am avut foarte mare prezență în sală, mă ocupam, eram dependentă cu antrenoare chiar. După care o mică absență, o revenire spectaculoasă și așa, știi? Dar e cert că mie îmi place foarte mult în sala de sport, mă reprezintă, sunt conștientă că sunt femei care nu le se potrivește greutățile, mie mi se potrivesc, eu am... Și? Ce greutăți ridici? Cu greutăți mari, eu sunt mare. Ești foarte mare, da, evident. Eu sunt foarte mare, da. Nu, cum a spus antrenoarea mea, am niște picioare foarte puternice, lungi și puternice, de-aia pun accent pe picioare, acolo pot să mă laud greutăți mari, mai puțin la mâini, cumva știi, nu pot să fii ideal chiar, în tot. Chiar, nu, dar chiar nu poți fi bun. În picioare cumva mi-e drag să lucrez. Și nu știu, mă bucur că am prins dragoste pentru sport, pentru că sunt conștientă că sportul te ține vitală, te ține sănătoasă în primul rând și îți dă așa o disciplină, știi? Ești mult mai responsabil ce mănânci și de fapt când faci sport, nici nu vrei să mănânci prostii. Cumva e o disciplină aici în capul tău și fără incontrolabilă. Nu mai îți pui tu drept scop să nu mănânc, dar corpul alege ceea ce e sănătos, ceea ce nu e bine. Dar să nu credeți că nu mănânc dulce. Mănânc foarte mult dulce. Știu, fix același lucru, cum toată mă întreabă. Și ești o bănoagă, voi, deci suntem provocarea oamenilor la răuteți, dar cum așa voi mâncați? Nu suntem vrăjitoare, nu suntem bolnave, suntem sănătoase și asta contează. Apropo, am văzut o poză pentru 1 iunie, știi, și eram atât de slabă în copilărie, atât de slabă că am văzut poza aia acum și zic, și la fel cineva spunea, eu la fel eram slabă și tot în Mahalaua spunea că ești bolnavă. Zic, da, așa sunt. Tu ești bolnavă de iubire. Da, sunt bolnavă absolut de iubire. Eu cânt iubirea, tu știi că tot repertoriul meu este despre iubire. Și chiar atunci când prezint evenimentele, să știi că chiar cuplurile recente, evenimentele care au trecut, eu deja, fiind deja mamă și fiind soție, spun altfel lucrurilor, știi? Până acum citeam iubirea, o spuneam la fel, prin prisma maximilor care citeam și mă minunam, dar acum o spun prin prisma proprie experiență, știi? Și când spun, de exemplu, eu spun mereu, sunt pe lume două lucruri importante, dragostea și familia. Și când spun acest gând, eu am fior, mi se face pielea găină, pentru că eu chiar cred în vorbele astea, știi? Și oamenii la fel simt că tu ești sincer, tu o spui din suflet și nu o spui de dragul de a spune. De aia valorific iubirea, sunt conștientă că fără ea noi nu am fi atât de puternici, nu am fi atât de emotivi, atât de slabi uneori. Și asta e tandrețea și frumusețea unui om, să fie scăldat în diverse emoții, știi? Diverse extreme. Cam asta e iubirea. Asta, ai venit să ne cânti anul timpul iubirii. M-am gândit foarte mult, iubita noastră ne-a sunat și ne-a invitat și eu zic, Doamne, ce să cânt. Și sunt sigură că iubirea nu va da greș, mai ales că cel mai prețios anotimp este anotimpul iubirii.
Așa, te invităm, draga noastră. Și cu această melodie să încheiem emisiunea de astăzi. Multă iubire în casele voastre, în inimile voastre. Și dansați în aceste momente împreună cu Tatiana Hegea. Filele din calendar și în suflet primăvară iar. E anotimpul tău, iubirea mea. O primăvară ca-n povești, când ești iubit și când iubești, și inima din piept se sar ar vrea. Iar pe cer undeva se întâlnește stea cu stea, și-apoi la trăim, e paradisul nostru pe pământ. Zâmbește soarele pe cer, când eu sărutul tău îl cer. Ce dulce-i melodia dragă,